Bună ziua! Suntem prezenți 20-21, suntem statutari. Deci, prin dispoziția numărul 475 din 24.05.2018, a fost convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Roman, de către primarul Municipiului Luceanu Vidimir. Avem pe ordine de zi 17 proiecte, plus 2 suplimentare, total 19 proiecte. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Deci, în unanimitate, a fost votat pe ordine. Supunem la vot procesele verbale din cele două procese verbale. Procesul verbal din 27.04.2018, ședința ordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Și procesul verbal, ședința ordinară din, extraordinară din 17.05.2018. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiect numărul 1. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 2009. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil cu îndreptare eroare materiale, e vorba de în articolul 1, HCL numărul 19 din 2018. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu îndreptare eroare materiale. Cine este pentru? Deci, în unanimitate. Proces verbal numărul 2. Privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, a fost votat. Proiect numărul 3. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 101 din 30.08.2018, privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare pe raza Municipiului Roman. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Deci, în unanimitate. Proiect numărul 4. Privind aprobarea inventarului parțial a terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Deci, nu am încercat să vă. Proiect numărul 5. Privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Deci, nu am invitat. Proiect numărul 6. Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 97 din 28.05.2005, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiect numărul 7. Privind aprobarea transmiterii unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Proiect numărul 8. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 28.01.2016, privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru încheierea bunurilor proprietate publică aflate în administrație direcției, în administrarea direcției administrația pieților Bazar Obor. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Deci, în unanimitate. Proiect numărul 9. Privind aprobarea organizarea și organizării și desfășurării bâlciului anual Roman 2018,
în perioada 28.07.2018, 06.08.2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Drept. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 10 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 11 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 12 privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 13. Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil împreună cu acel suplimentare. Da. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Deci unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 14. Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 13 din 31.01.2018, privind atribuirea și încheierea contractului, delegarea prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale, membri ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Eco-Neamț din zona 2, județul Neamț. Avizul Comisiei de Administrare a Teritoriului. Nu, avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Nu particip la vot. La două neparticipări. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, nu am intrat pe Proiect numărul 15, privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea SC Municipal Locată SRSA în vederea închirierii contractului de vânzare-cumpărare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 16, privind aprobarea raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă către municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2018, conform prevederilor legii numărul 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Deci, unanimitatea a fost votată. Proiect numărul 17. Privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic Danubiana pe anul 2018. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu rectificare, însă este retrasă în expunerea de motive invocarea adresei de la Direcția de Finanțe Neamț, care nu, mai ajuns, nu au mai ajuns la timp. În consecință se va modifica și anexa 1 din proiectul de hotărâre, punctul B la secțiunea de dezvoltare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, cum ar fi.
Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru cu modificările? Împotrivă? Se abține cineva? Deci sănătatea a fost votat. Proiect numărul 18. Privind încheierea unui acord de asociere. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci sănătatea a fost votat. Proiect numărul 19. Privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACUA Neamț, în vederea exercitării votului. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică, Sport, Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu poate. Fiind vorba de vot la persoană, se va face vot secret. Aș vrea eu numai să vă spun câteva cuvinte legate de acest proiect de hotărâre și să înțelegeți motivul pentru care am propus mandatul pentru a vota împotriva majorării de preț, mai ales având în vedere faptul că prin statutul ADI ACUA Neamț există obligația ca acest mandat pentru a vota împotriva unei modificări de preț să fie argumentat, justificat. Noi am considerat că atâta timp cât în ceea ce privește salarizarea membrilor Consiliului de Administrație, care, cu fiecare ședință la care participă, beneficiază de sume importante de bani. Managementul de personal defectuos care a cauzat procese în lanț pierdute de către companie și care acum trebuie să suporte plata acestor salarii, multe dintre ele fiind deja executate silit prin lichidator, prin executor judecătoresc, nu constituie pentru, din punctul nostru de vedere, un temei justificat pentru a majora prețul. Mai mult decât atât, dacă vă aduceți bine aminte, în trecut am avut discuții privind părăsirea companiei județene Paser și afilierea la Arsacis și implicit desemnarea unui alt operator. Ni s-a promis din partea companiei că ni se va face o ofertă de preț care să ne determine să rămânem în această formulă. Din păcate, scuzați-mă, dar oferta e de majorarea prețului nici de cum pentru a ne face un preț cât mai atractiv. N-am mărit. Nu am mărit. Iașu vă spun sigur, pentru că deja de la compania Vital și de la Sacis am primit documentele pe care noi le-am solicitat de la Apaser și de la ADI ACUA Neamț. Din păcate, până la această oră n-am primit absolut niciun document. Deși am rugat și am dat și un termen rezonabil pentru a ne se comunica condițiile de părăsire sau de rămânere în cadrul acestei entități. Cel mai probabil în luna iunie vom lua o decizie finală și vă voi aduce în discuție un astfel de proiect de hotărâre pentru părăsirea ADI ACUA Neamț și implicit intrarea în Arsacis, astfel încât cetățenii municipiului Roman să beneficieze de tarife la apă și la canalizare la prețuri mai avantajoase. Iarăși vreau să vă mai explic un lucru. Faptul că noi astăzi dăm un mandat pentru a vota împotriva acestei hotărâri nu înseamnă neapărat și faptul că prețul nu se va majora. Noi vom încerca cu toate argumentele posibile pe care le avem să facem front comun și cu celelalte autorități publice locale pentru a împiedica majorarea acestui tarif. Însă, din păcate, votul este unul singur pe fiecare boate. Nu contează numărul populației, ci doar la nivelul boateului se dă un singur vot. Deci dacă majoritatea din ADI ACUA Neamț să vor decide altceva, acest nou tarif va intra în vigoare. Oricum, eu vă voi propune cât de repede proiectul de hotărâre pentru ieșirea din ADI ACUA, aderarea la SACIS, astfel încât
să compensăm cât mai repede aceste pierderi și să, să avem un tarif convenabil pentru populația municipiului. Ce? Comisia de validare. Umbli numai cu ciorbi. Nu mai trebuie să vă explic și de ce această nevoie. Domnul Dan Ioniță era împuternicit de către dumneavoastră Consiliul Local să ne reprezinte la Diacon Neamț. Însă am luat în calcul și faptul că în perioada imediat următoare avem foarte multe proiecte pe, la care trebuie să lucrăm, atât proiecte tehnice și de investiții, cât și cele finanțare europeană, și există riscul ca domnul Ioniță să nu poată participa. Și atunci am zis să mai desemnăm o persoană de rezervă care, în lipsa domnului Ioniță, să poată fi prezent, mai ales având în vedere faptul că e vorba de, de o ședință care presupune majorarea unor tarife. Votul pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Deci, unanimitatea a fost votată. Informare, da, informare pentru. Aveți, de asemenea, în MAPE v-am făcut o, o informare spre la cheltuielile ocazionate de zilele municipiului Roman. Așa cum ați observat dumneavoastră din material, am reușit o economie de aproximativ 50.000 de lei. Iar mare parte din cheltuielile pe care noi le-am făcut au mers către, către educație. Ca principiu, cred că următoarea ședință de Consiliu Local va fi ordinară din luna iunie, pe data de 27. Dacă vor mai apărea urgențe, voi mai apela la bunăvoința dumneavoastră și sunt convins că așa cum de fiecare dată ați luat dovadă de responsabilitate, ați fost prezenți. Suntem într-o perioadă în care lucrăm la foarte multe proiecte cu finanțare europeană și care au unele dintre ele termenele în, în această perioadă. Pe de altă parte, există o axă de finanțare care presupune evaluări mai, mai rapide, pe principiul primul venit, primul servit. Și e o concurență destul de mare în regiunea Nord-Est, de aceea, în măsura în care noi vom reuși să finalizăm aceste proiecte, vom, vă vom convoca, tocmai în ideea de a, de a avea un pas înaintea celorlalți. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă!